În organizarea Federației Române de Ciclism, la sfârșitul acestei săptămâni se va desfășura trofeul celor trei capitale, rutierii urmând să concureze sâmbătă și duminică pe traseul Târgoviște, Câmpulung, Curtea de Argeș. Competiția se va desfășura în conformitate cu prevederile regulamentelor Federației Române de Ciclism și al Uniunii Cicliste Internaționale. Cele două zile de concurs se vor desfășura sub forma unor etape de fond, iar în competiție vor participa doar sportivii care au licența eliberată pe anul 2022. Câmpulungean la origine și vicepreședinte al Federației Române de Ciclism, Ștefan Leibner ne-a oferit mai multe amănunte despre acest proiect. Începem prima ediție a trofeului vechilor capitale, care pornește de la Târgoviște, Câmpulung și ajunge la Curtea de Argeș în data de 10 iulie. Traseul este în general pe drumuri județene, am evitat cât posibil drumurile naționale pentru a nu bloca și are un specific destul de greoi, mai ales în partea a doua a primei etape, unde intrăm pe Mesteacă, în Cetățeni, Stoinești, Piatra. Cursa începe Târgoviște la ora 11, este un start festiv de la prefectură, iar la ieșirea din Târgoviște spre Câmpulung este startul tehnic. În jurul orei 13:30-14 sper să fim în Câmpulung, dacă și vremea va ține cu noi, să sperăm. Iar a doua zi, duminică, startul festiv va fi în fața primăriei Câmpulung. Se va merge pe un traseu indicat de poliția rutieră și startul tehnic se va da la ieșirea din Câmpulung, care va merge pe Berevoiești, Corbi, se traversează pe o porțiune destul de sinuoasă, dar asfaltată, se ajunge la Valea Iașului, Curtea de Argeș. Așadar, primul start se va da sâmbătă, la ora 11, de la Târgoviște, rutierii fiind așteptați după ora 13 în fața primăriei municipiului Câmpulung, iar cel de-al doilea start se va da duminică, la ora 11, din fața primăriei municipiului Câmpulung, cu destinație Curtea de Argeș. Suntem optimiști, mulțumim organelor la care am apelat, respectiv primăria orașului Târgoviște, primăria orașului Câmpulung, primăriei Curtea de Argeș și câtorva primării locale care au fost foarte obiective și ne-a pus la dispoziție mai multe materiale.